La sediul Poliției Municipiului Baia Mare s-a prezentat o tânără de 23 de ani care a sesizat că la data de 9 ianuarie a fost agresată fizic de nepotul său, iar două zile mai târziu acesta a amenințat-o cu moartea. Victima are certificat medico-legal care atestă leziunile suferite în urma agresiunii. Conform evaluării riscului, polițiștii au constatat că victima are nevoie de o măsură urgentă de protecție și au emis ordinul provizoriu de protecție. Astfel, băimăreanul a fost obligat să părăsească locuința, având totodată interdicția de a se apropia de victimă la o distanță mai mică de 300 de metri. De asemenea, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Ordinele de protecție date de polițiști sunt valabile pe o perioadă de 5 zile. Dacă victimele vor prelungirea acestor ordine, atunci trebuie să se adreseze instanței.